de bine poate să arate golemul ăsta de cupru, cred că s-o chinuit ceva panda să-l facă așa în miniatură. O, și noaptea i s-a prind ochii? Bă, ce șmecher asta, da! Voi merge până la magazinul său, dar mai târziu puțin, momentan, pot spune bine te-am găsit pe breasla haiducilor. Cu diamantele pe care le-am adunat mai devreme, am ajuns să am peste 1000 și astăzi le vom strica pe toate împreună, așa că hai cu mine! Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. Înainte să stric acele 1000 de diamante, trebuie să mă ocup de câteva lucruri și primul pe listă ar fi interiorul acestui magazin pentru a putea muta toate trimurile din bărcuță în partea aceasta, dar momentan în interior este o simplă podea din oak, așa că mai am o grămadă de făcut. Iar după ce am muncit puțin la interior, de la o simplă podea am ajuns la un început de magazin și dacă data trecută am zis că la parter va fi magazinul, iar la etaj o să fac un muzeu, acum am ajuns la ideea că e mult mai bine să le combin și încep cu parterul. În partea aceasta încap 6 armor trimuri și voi face 6 armuri de netherite. Să zicem că în partea asta vine Tide Armor Trim și automat voi pune în spate niște prismarin ca să fie frumos un display acolo. După, dacă în partea asta pun la vânzare netherite upgrade, va fi doar o armură de netherite simplă. Și în partea asta, la parter, vor veni cele mai cumpărate, să zicem așa, Silence cu Ward, cu Vex și cu Sentry, probabil plus Tide și Netherite, dar asta după ce le aduc din barcă. Și la etaj vor veni restul, pentru că mai am loc de încă 8. Asta ar însemna 14 și ar mai fi încă vreo 4-5, dacă punem și Netherite upgrade-ul, plus acelea două din 1-21 și vor veni aici sus, dar mai am de lucrat, însă nu mă lasă toporul, așa că îmi voi goli foarte repede inventarul, după care îl repar și dau o fugă până la bărcuță. Gata cu toporul, am mai enchantat unul cu Sharpness 3 și acum are Sharpness 4. Îmi mai trebuie doar o carte cu mending pe care o voi cumpăra de la Nenea Panda când dau o fugă să-i văd și magazinul de cupru, dar până un alta vreau să mă ocup de aceste armor trimuri din bărcuță. Sunt foarte curios dacă o mai cumpăra cineva ceva sau nu prea merită să mai... Nu prea merită... Vai, nimic cumpărat, ba da, uite, 12 diamante, măcar atât, hai să iau și eu armor trimurile astea, de fapt stai așa că sparg direct cuferele și voi pune în partea asta un lectern care să-i trimită pe oameni în direcția aceea, eventual lecternul acolo și două cufere aici, cât de cât, sau nici măcar cuferele astea. Am reușit să pun aproape toate armor trimurile, mai am doar acest adiun care va merge la ultimul etaj, însă revenind la parter, le-am pus pe cele mai vândute, Ward, Silence, Tide și în partea asta Netherite upgrade-ul cu Vex și Sentry. Pe Sentry nu neapărat că se vinde, însă este similar cu cel Vex, se găsește în Outpost și Vex-ul în Mansion. Iar acum dacă merg până la următorul etaj, aici le-am împărțit puțin mai diferit, pe lateral vin cele 4 din Trail Ruins, 2 cu 2, apoi avem junglă din acel templu, în partea asta din Shipwreck și cele 2 din Nether. Iar în spatele lor vor veni blocuri ca să le diferențiezi. De exemplu, aici va fi Blackstone pentru că acest Snout se găsește în acele bastioane, după care pentru cele din Trail Ruins vor veni bucăți de gravel, sand, păcat că nu pot să iau suspicious, sand și gravel, era perfect dacă le putem lua cu silk touch, însă din păcate nu prea funcționează și voi pune teracotă colorată plus gravel și nisip normal. Iar la ultimul etaj încă nu am scări până aici, voi face începând din partea aia, mai târziu puțin, dar aici voi pune acest Dune Armor Trim, acel Eye Armor Trim din Stronghold, voi da o fugă să-l iau și când vom merge în End, voi aduce ultimul Armor Trim și când ne mutăm pe 1.21 vor veni Flow cu Bolt, parcă așa se numea, și niște oferte speciale că am văzut prin niște shorturi câteva armuri mega șmechere
de Spider-Man, Hulk, plus o grămadă de enchanturi. Adică tot ce voi vinde ca armuri, le voi și enchanta, mai ales când vom face ferma de gold, va fi mega lejer. Și acum hai să fac spatele, sau mai bine zis zona din spatele acestor armor standuri. În afară de fundalul pentru Netherite upgrade, toate sunt gata. Aici mai am depus doar 3-4 bucăți de Ancient Debris, când voi avea momentan am doar 3 bucăți de Netherite scrap, așa că la un moment dat voi face o excursie puțin mai lungă pentru a mina niște Netherite. Dar până atunci, revenind la treburile noastre, în partea asta am aranjat tot așa fundalurile și o scară puțin mai mare ce duce în acoperiș. Totuși ar merge așa, două torțe aici, sus am pus torțe pentru a fi sigur că nu se spawnează nimic. La un moment dat, în timp ce lucram prin partea asta, m-am trezit cu un zombie căzând fix de pe muchia aceea. Și de asta m-am dus rapid cu dirt pentru a o rezolva. Și acum, momentul pe care îl așteptați cu toții, voi lua 60 cu 51 de blocuri de diamant. Asta înseamnă 111 și dacă le voi transforma pe toate, sunt 1000 de diamante. Așa arată 1000. Iar acum, după ce mi-am golit puțin inventarul, voi folosi toate diamantele pentru a multiplica armor trimurile. Încep cu Ward, după aia Silence și tot așa le iau părând, iar la final sunt foarte curios de câte armor trimuri voi face rost. Din 1000 de diamante am rămas doar cu 6, așa că voi strica 1001 și voi mai face încă un Netherite upgrade. Ia uite că le iau din partea asta, atât de Netherite upgrade-ul. Din astea am făcut cele mai multe pentru că în cazul în care nu se vor cumpăra, mă pot folosi de ele. Și voi lăsa aici pe viitor când mai am nevoie să le înmulțesc. Iar momentul cel mare, boom! Aici sunt toate armor trimurile pe care le-am înmulțit. Câte 5, 10 din fiecare, aici nu știu de ce am făcut 15, pur și simplu am tot dat acolo, shift-click, shift-click, boom! Am ajuns la 16, fără să-mi dau seama, așa e când ai multe diamante, dar asta mă interesau, 26 de netherite. Atât, rămân 5 și hai să le mai pun și pe aici, aici să ai primele mele. Te-am prins! Salut, Peter! Salut! Ce mai prins? Te-am prins. De ce? De făcând ce? De nimic. Nu știu, dar te-am prins. Uită-te în butoiul ăsta, m-ai prins. Okay. Și astăzi mai am vreo 5. Astăzi sunt spion. Astăzi ești spion? Da, spionez pe toată lumea cu spyglass-ul meu. Cu spyglass-ul tău, am înțeles. Și n-am găsit pe nimeni pe cine să spionez și am venit la tine să te spionez. Serios? Da. Am înțeles. Păi uite, hai să-ți arăt ce am făcut aici. Am mutat magazinul adică, de armor adică, primuri. Adică stai. Nu să-mi arăți. Hai să spionezi ce am făcut pe aici. Să spionezi, deci. Da, exact. Da, ia uite. Magazinul de armor trimuri cu o grămadă. Mă să-mi iau și itemele înapoi. Da. N-ai pus prețuri încă. N-am pus prețuri. Voi redenumi fiecare armor trim cu prețul. Ok, dar momentan, ok. Momentan atâta s-a putut. Bă, 9-10 din fiecare. Eu zic că am destul de multe. Uite ce fain să vede dacă stai aici, senzorul ăla. Da, ăla e șmecher tare. Zici că sunt niște mini aripi așa. Da, e șmecher rău. E șmecher rău de tot. Yep, hai și la etaj, uite, în partea asta sau prin cealaltă, până oricare, poți să vii la etaj. Și... Ok, ce? Interesant, ăsta e de pământ, Razer. Da. Bă, ăsta nu e ăla ce l-am... Da, mă, fii atent, nu știu ăla ce l-am pierdut eu. Ăsta l-ai pierdut? Nu, am că l-am înțeles. Pus pe cască și am uitat să-l multiplic. Aoleo, serios? Da, bă. Chiar nașpa. Bă, dar aici... Ia zi. Trebuie să pui altceva de ocean, nu? Măi, cum să zic, blocurile din shipwreck, care sunt de obicei din spruce, din oak. Okay. Păi ideea aia m-am dus. Da, merge, e ok. Ia uite, astea, nu știu de ce am făcut, 15 wild, Peter, nu știu de ce, nu mă întreba. Uite, nu știu uite. Cine o să facă, mamă, dar câte diamante, acum îmi dau seama, ai consumat la diamante de... Doar 1000 de diamante, Peter, doar 1000 de diamante pe tot ce vezi aici. Bă, 1000 de diamante? Da. Mamă. Mai am 100.
Și încă okay, deloc. Stai că palea le voi folosi pentru Dune Armor Trim și Eye Armor Trim în partea asta de sus. Că astea scările frumos. Fai de capul meu, deci mai ai de multiplicat. Da, mai am de multiplicat. Aici vor veni... Tu ai fost 6 ore la minat ca să faci shop-ul ăsta? Da. Și dacă nu cumpără lumea, voi fi în gaură de 1000 de diamante. Aoleu. Mamă, dar ce investiții ai făcut. Bă, da. E... Na, o să trebuiască să facem și noi alte armuri, vedem. Da, exact. Și vreau să fie ăsta un muzeu, adică toate armurile de aici vor fi de netherite și voi folosi, uite, că aici e Coast Armor Trim, voi pune 4 trimuri de netherite, 4 Coast Armor Trimuri pe o armură de netherite. Pe armură de netherite? Da, deci o să fie 16 armuri de netherite aici și când apare unul 21, 18. Wow, o să ai de minat. Da, știu. De asta trebuie să ne ocupăm de ferma aia de gunpowder. Ah, ok. Da, de aia mare. Ok, da, trebuie să facem și chestia aia. Sunt multe pe listă. Da, sunt multe de făcut. Uite, hai până la, că tot ești în partea asta și eu am cam terminat pe aici. Hai până la capete, că astăzi e luni și sunt foarte curios dacă o mers cineva. Eu ieri pe live m-am ocupat puțin de capetele alea, uite, am făcut și la copăcelul ăsta câte ceva. Ok, ok, e foarte mișto copăcelul ăsta, chiar da? Fain. Mă bucur că-ți place, trebuie să-i mai pun lanterne, mă, am uitat. Da, i-am făcut aici un ziduleț cât de cât să țină. Ok, ok, da, să-l susțin așa, să nu cadă. Să nu vină pământul peste noi. Da. Hai la capete, că acolo e cel mai curios. Dacă a adus cineva ceva, că, bă, până la urmă au trecut numai 24 de ore, ce să aducă? Nu cred că a adus nimeni. Cam nimic. Atât, acum să mai știi cum sunt haiducii ultima oară, nu a fost prea ok. Nu, no. Îți joc. Nu cred. Bă, îți bați joc, bă. Man, au trecut 24 de ore și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 din 30 de capete. Piglin Brut, fii atent. Da. Cap de străi. Cine a strâns cap de străi? Bă, nu știu, da. Bă, frate. Zoglin deja. De Zoglin, bă. Yep. Nici n-am văzut niciodată capul ăsta de Zoglin. Așa. Arată puțin cam dubios. Na, e acolo să fie. Practic e porcul ăla din Crimson Forest pe care trebuie să-l aduci în Overworld. Da, 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 da. Yep, mamă, uite. Și cap de Wither Skeleton. Păi tu ai făcut ăsta capul de fapt. Wither Skeleton. Da, nu, ăsta tu l-ai făcut numai ca să dai premiu. Da, 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 exact. Să adunați voi pentru beacon. Da, exact. Exact, exact. Bă, ce l-am prins, mă, pe hot. Da, am zis și pe live, am zis la oameni, bă, pun ăsta ca să fac rost de capete. Fii atent, poți să-ți vând un cap de Wither Skeleton. Ia, dar uimește-mă, cu ce te... Cum pot să te... Să te plătesc. Ce poți să-mi dai pentru capul ăla de Wither Skeleton? Ziceai că... Nu știu, hai să mergem să ți-l dau și mă mai gândesc până acolo, că mergem okay, până în casă. Ok, ok, ok. Da, că l-am în partea aia. Dar chiar nu știu ce mi-ai put... Cred că e prea mult să cer chestia asta pentru un cap de Wither Skeleton. Ia spune. Dar o să-mi încerc norocul. Îmi dai o hârtiuță că îmi rămâi dator. Băi, frate. Hai că bă, zi. E bună, e bună. Dar trebuie să scriu acolo mențiune pe cărtiuța aia. Nu, că nu cer iteme. Un favor mic spre mediu. A, ok, deci un favor mic spre mediu. Da, da, da. Că practic nu e, e un cap, frate, adică. Da, da, susțin, e un cap de Wither. Că după aia nu poți să spui, bă, am o foaie asta cu favorul, du-te și strângem și mie da. Și pe stack-uri de TNT-uri. Ok, ia uite-ți, lasă asta și redenumește atunci hârtiuța acolo. Un favor mic de la Peter. Scrie. Bine, 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 bine. Da. Dar n-am, dăm păi hârtie, nu, că mergem acolo, topui capul și redenumim o bucată de hârtie. O mică favoare de la Peter.
Așa, cred că, perfect. Cred că e bine. Da, bă, e perfect, frate. E perfect. Stai că le pun aici. Păi, dar și când o să-i vină ideea și le pune pe toți la treabă? Detalii. Hai să pui capul. El nu zice nimic. Are și nu de la Dani, ia și de la ăla, și de la ăla. Le adun, nu știu când am nevoie de ele. Da, ok. Da, 100 de puncte, ia să văd. Punctaj bun, gratis, ce să mai. Și acum, știi că ziceai tu acum ceva timp că vrei Swift Sneak, vrei să dăm o tură până într-un Ancient City? Da, aș vrea să Swift Sneak pentru cealaltă armură, eu am pe asta, okay. Dar mai am armura aia de cine aia mișto pe care o am eu și pe aia n-am Swift Sneak și din cauza că m-am obișnuit foarte mult cu Swift Sneak pe armura asta și mă ajută foarte mult la construit, yep. Aia n-am mai purtat-o, știi? Și yep, aș vrea să o iau și pe aia, știi, să o mai port. Păi atunci hai că mergem și pe asta ne concentrăm, pe Swift Sneak-uri cât de multe. Zis și făcut, am mers cu Peter în Ancient City, iar în timp ce lutam, am zis să-l trolez puțin. De aici de sus aș vedea ca lumea să pornesc un shrieker. Ok, ăsta, mamă, ce șmecher este ăsta. Blue? Ce? Ai găsit ceva acolo? Nu, era numai un Echo Shard și niște sticluțe de experiență. Aaa, ce țapă. Mamă, nu-i un shrieker pe aici? Bă, dar tu ai totem. Acum am văzut. Da, păi eu-s pregătit. Eu n-am. Ia fii atent că te ghidez unde să mergi. Ia zi. Du-te în față. A, le-am văzut. Da, du-te acolo la cufărele alea, du-te. Mamă, dar stai că e jale. E greu de acolo. A, de ce am făcut gălăgie? Așa, stai că mă duc și eu. Ok. A, mamă, sunt 4 shriekere. Serios? Mamă, da, fii atent cum faci acolo. Da, sunt 4 unul. Deci, el face în partea aia și când se duce în cealaltă, trag eu. Așa. Cu grijă și cu atenție, nu? Da, cu grijă și cu atenție. Mamă. Să nu să... Bă, activeze nu! Vreunul. Tu-ți ceapa ta, bă, Blue! Ce, mă? Ce s-a întâmplat? Te-am văzut, mă! Te-am văzut! Ce-am făcut? Taci din gură că ai tras cu arcul. Nu e adevărat. A fost un schelet. A fost un schelet, îți zic eu, aia ai văzut. Da, mă, da, tu ești. Da, mă, da, scheletul a fost. Stai că-l pândesc. Nu pot activa nimic după el. Stai să încerc. Așa. Hai, mă, cum să nu mă vezi? Aoleu, i-am activat o ardă acolo. Stai așa. Că... A? Și trebuie să mă mai sus. Așa, sus. Sus. Vai. Mă miroase, nu-i bine. Am ajuns acasă, am făcut și un raid, super șmecher la un Ancient City, totul este super bine, am pus tot loot-ul aici în chesturi și urmează să împărțim, să facem împărțeala, nu? Facem împărțeala? Atât, asta așteptam să zici, împărțeală. Exact, da. Ia uite, mai am, mă, că avem ceva chestii. Bă, deci am avut așa de mult noroc la Swift Sneak, deci... Crede-ne, n-am văzut niciodată așa de mult Swift Sneak dintr-un singur Ancient City. Bă, da, e o grămadă. Mult prea mult Swift Sneak și hai să le combinăm. Fii atent, le combinăm pe astea de level 1. Mamă, 8 nivele să fac Swift Sneak 2? Eu stai să văd, astea de 2, 12, mamă! Mamă, 13. Păi o să stăm noi și le combinăm cu altă ocazie. Păi iau eu 3 și iei tu restul. Bine. Perfect, bun. Mulțumesc frumos. Pantalonașii ți-l las ție că mulțumesc. Ai zis că ai nevoie. Cartea cu Fire Protection ți-o trag eu pe dreapta. Așa. Ok. O să vreau eu sculc senzorile și okay. Astea. O să le iau eu. Și vreau și discurile și ce mai sunt. Bun. Mai bagă. Hai. Ce mai e? Un Enchanting God de Nepal. Fii atent. Iau eu toate sedălurile și iei tu mai multe diamante. Ce zici? Bă, bine, okay. Și bă, e ok, e un bun. Fair price. Hai că facem așa, da? Și restul sa tale. E ok? Îi pont? Tot ce e aici, aia tău. A, mulțumesc frumos, da, eu sunt foarte mulțumit.
După ce am împărțit toate itemele, i-am spus lui Peter despre acea mini statuie a unui capăr golem care a apărut la bază. Avea și el una, așa că ne-am decis să mergem împreună până la magazinul de cupru, unde l-am găsit și pe Panda. Panda! 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 Ce vreți, mă? Ce vreți, mă? Panda! Panda! Aoleu, bă, mă trolați, mă? Nu, dar am venit până la shop-ul de cupru, că am văzut statuetel golemii ăia micuți și te-am văzut aici, da. Și am zis, bă, hai să urlăm după el. Bă, eu am crezut că iar nu mi se aude microfonul și direct am dat rage, îmi cer scuze, domnilor. E ok. Ce-i cu capa asta, mă? Aia de TikToker. Bă, parcă n-aveam voi cu moduri, băgăm moduri acum. Okay. Ce faceți, mă? Ia, arată și mie o leacă shop-ul ăsta aici, arată-ne și nouă. Da, arată-ne și nouă un pic, dacă să vedem, cumpăr sau nu cumpăr. Obligă-ne să cumpărăm. Bă, abia ce l-am deschis, nici măcar nu s-a uscat mierea pe cupru pe aici. Ah, ok. Wow, frate, dar ce șmecher arată, ok. E pe șmecher. Ok, și... Comenzile speciale, ok, ok. Comenzi speciale și ce avem noi pe aici? Ia să vedem. Ce avem, ce avem azi? Ah, ok. Am înțeles. Mamă, nice. Bă, știi cum e cuprul ăsta în Minecraft? Exact ca vinul, știi? Cu cât e mai vechi, cu atât e mai scump. Și aici... Aici ai pregătit pentru noile blocuri, a? Da, noile blocuri o să fie aici, uși, trapdoor-uri, balburi, cizele, copăr, toate nebunile, cu miere, cu tot ce vreți voi. Și aici o să fie birou, aici o să facă și reclamațiile în caz că marfa nu-i bună, retururi, una alta. În cazul în care marfa, să zicem că o cumperi și se întâmplă ca așa cum, să pice ceara de pe ea, nu? Da, păi exact, o să avem și o ofertă, exact. Mierea o să fie din partea casei. Ah, ok, ok. Păi da, mă, dar vezi să nu fii cineva nebun, știi, să ia, îți ia toată mierea odată. Păi nu, mă, nu, stai, că o să se dea la o cumpărătură, adică tu-mi faci să dai acolo un stac, un alta, o să găsesc eu o soluție. Ah, ok, ok, aia da. Adică pentru greșeli, în cazul în care faci asta din greșeală și... Da, în cazul în care faci asta din... Bă, oh my god, nu se poate așa. Apare, gata, a plecat. Mă duc dincolo să cumpăr. Bă, gata, nu cred, bă. Lasă-mă că e bine, e bine. Să oxidează din nou. Da, nu. Dar nu, fii atent, iei o scară de aici. Uite, așa. Idei cu blush, man. Și o pui acolo, dar invers. Stai că nu. Adică o să spar și peretele ca să intre. Da, nu merge, lasă, e ok. Pune-te pe burtă, bă, pune-te pe burtă. Dar aș vrea eu să mă pot pune pe burtă așa ușor. Nu vă cred, direct raid aici la shop. Da, păi, cei mai buni clienți, n-ați cumpărat nimic? Ba, cum să nu cumpăr, dar trebuie să mă duc până la tarabă. Am venit cu băgarea în seamă. Am înțeles, ați venit cu băgarea în seamă. Da, nu mă așteptam, mă bucur pentru această vizită. Ia uite, măcar eu nu încep să dau oameni ca și cumpărătorul ăsta la alt. Uite, vezi, îți alungă clienții scheletul ăla. Da, exact, vezi? E o zonă destul de wild momentan, să zic așa. Ok. Am înțeles, ok. Stai că trebuie să iau de aici niște... Ia, mending, bă, ia. Păi cumpăr, bă, mending, aici cumpăr. Eu mă urc direct pe casă, nu mă interesează. No, uite, vezi, ăsta cumpărător ciudat, nu eu. Oh, da, aia zic să fac bani. Da, așa, gata, am luat 4 mending-uri, super, mulțumesc, Panda. Bă, nu, cu plăcere, nu știu ce să zic, cred că și la shop-ul ăsta să-i dau un upgrade să mai băgăm dă-i. Cu cărți, că... Dă-i. Bă, nu știu, merge încă și mă gândesc că merită și el mai mult decât taraba asta dărăpanată aici. Bă, merită și eu astăzi merită, am lucrat. Bă, pute. Cum pute, mă? Nu pute, mă, colpir pute, bă, stați, mă, colpir pute. Nu te uie, bă. Nu, bă, de la calul ăsta, săracul ăsta. Stă okay. Aici, de când ai făcut shop-ul ăsta, lasă-l și pe el, aici e plin de balegă, uite un pic ce ți-a făcut la shop-ul ăsta. Da, mă. Ia-l și tu acolo, la tine, la... A, poți să-l duc acasă? Bă, dacă vrei, vezi că sare destul de mult, ia urcă cu el sus pe shop. Mamă, dar e și rapid, cât îți dau pe el, sau mi-l lași așa?
Nu, dacă vrei îmi dai bani și îmi perechezi dacă ai o... Aaa, paoleu, am crezut că pot să-l iau. Da, măi, de montă, mă. Ți-l dau și cu parfum și cu alea. Iar mă sar de montă, mă. I-a făcut pinte, nu uite. Mă, bine, atunci o să vin să facem o schemă cu el. Mulțumim de prezentare, Panda, mergem și noi acasă. Și eu vă mulțumesc pentru vizită, sunteți foarte de treabă. Da, cum tot timpul cu cumpărat, cu chestii. Cumpărat, stricat una alta. Cumpărăm, dar nu stricăm mult, deloc. Cine, foarte urât din partea playerilor care strică, adică... Da, 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 care fac griefing și nebunii de-astea. Da, exact. Da, pe bune, ia, da, frate, oricum, Peter, nu, ia, uite, înțeleg, nu arată mai bine. Bune, nu înțeleg. Da, mă. Oamenii ăștia sunt nebuni, mă, dar chiar strică tot. Chiar pe bune strică tot. Da, mă, chiar pe bune. Chiar așa vă ne simțiți. Da, mă, voi ziceați că n-aveți și voi treaba așa pe acasă. Ba, ia, acum, hai să mergem. Mai, na, poate aveți treburi mai importante, domnilor, și vă rețin. Păi avem, hai, Peter, da, că avem. Poate avem treabă și de... Da. Nu, hai, unul după unul, unul după altul, unul după celălalt. Ah, okay, gata, rog, gata. Hai, bine, vă rog, gata, gata. Du-te că ne bate, du-te că dă, du-te că stai nebun. Aoleo. Hai, da, hai, am lăsat ce am furat, merem. Bă, de unde a luat, mă, ușa asta? Bă, nu se poate așa ceva. A fost o zi foarte lungă, dar într-un final am ajuns înapoi la magazinul de armor trimuri, unde mai am depus doar prețurile și îl pot deschide totuși. Sper că n-am investit 1000 de diamante degeaba.